49 de tineri din 12 țări au luat startul la Olimpiada Balcanică de Informatică, ediția 25-a. Timp de 5 zile, participanții își vor împărtăși aptitudinile în științele informației. Concursul se desfășoară pentru a doua oară în Republica Moldova. Startul concursului a fost dat în Chișinău în cadrul unui eveniment festiv. Pe parcursul săptămânii curente, cei 49 de elevi talentați din regiunea balcanică a Europei își vor demonstra cunoștințele la informatică, după care vor merge în excursii în locuri pitorești din Republica Moldova. Sunt niște tineri foarte bine instruiți. Au venit cu 24 de cadre didactice care sunt niște specialiști foarte buni în informatică. Și această experiență o trăiește Republica Moldova. Pentru evaluarea sarcinilor pe care ei le realizează, este elaborat un sistem de evaluare automatizat, care automat va afișa punctajul, scorul acumulat de copii în fiecare zi a competiției și totodată, paralel, va putea fi vizualizat de liderii acestor echipe. Elevii din țara noastră participă activ la Olimpiadă și se bucură de rezultate bune. La ediția 24-a, desfășurată în 2016 în Cipru, aceștia au cucerit 2 medalii de bronz. Pentru concursuri din această categorie am început în clasa 11, recent în clasa 12 m-a locat mai mult timp pentru a lua loc și atât și la Republicană, cât și a participat la Balcaneadă cel puțin. Să spunem vreo 2 ani, că nu poți să te pregătești timp de un an ca să ajungi la Olimpiada Internațională. Toți participanții susțin că s-au pregătit minuțios pentru această olimpiadă și speră că vor ocupa locuri de frunte. Prima probă sunt 3 probleme de algoritmică ca la Olimpiada Națională și în a doua probă de joi vor fi alte 3 probleme. Noi considerăm că suntem destul de pregătiți pentru competiția aceasta. This competition is important for me, but it's also a good preparation for II International Olympiad in Informatics, which will be held this year in Iran. For me, the most important is the experience and to come here and I like it here very much. Cei prezenți la eveniment au avut parte de un număr festiv extraordinar. Un ansamblu folcloric din capitală le-a arătat dansul popular specific neamului nostru. Republica Moldova este membru al grupului de țări balcanice participante la această competiție începând cu anul 2004 și a găzduit pentru prima dată Olimpiada Balcanică în anul 2007. Învingătorii concursului vor fi anunțați vineri.